Elevii care au susținut proba scrisă a examenului de bacalaureat la limba și literatura română au ieșit surprinși din săli și asta deoarece nu se așteptau să li se ceră la ultimul subiect să argumenteze un text poetic. Dacă la profilul real candidații au avut de ales dintre lirica lui Tudor Arghezi, Lucian Blaga sau Ion Barbu, la uman cerințele au fost clare. Comentariul unei poezii simboliste. Unele subiecte au fost ușoare, depinde, să vă zic, subiectul al doilea. Să ne descriem propria noastră opinie despre un anumit personaj. Am descris și totul a fost bine. Și punctul 3? Punctul 3 a fost foarte greu. A fost ceva proză. Am avut 3 autori la alegere și acum să vedem. Am scris, dar să vedem cât este bine. Pe care l-a ales? Ce autor? Tudor Arghezi. La punctul 3 o poezie. Eu nu se vezi corola de minun la lumii de Blaga. Am scris. În județul Constanța, 6.437 de absolvenți de clasa a 12-a din cei 6.714 candidați înscriși au susținut proba la limba și literatura română. Dintre aceștia, 21 au fost eliminați pentru fraudă și tentativă de fraudă. La limba maternă, doar 14 candidați au fost evaluați. Examinarea s-a făcut la Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu din Medgidia. Este singurul liceu în care vom avea candidați. Vom avea o singură sală, îi așteptăm cu drag. Noi ne-am pregătit deja, totul este pregătit pentru primirea absolvenților și acordarea tuturor întregii asistențe ca să facă un examen de succes. Urmează proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie. Examenul se încheie pe 5 iulie cu proba la alegerea profilului și specializării. Un elev care nu s-a prezentat la probele orale poate participa la cele scrise, însă nu va promova examenul de bacalaureat.